Schmidt, că aici este un punct sensibil candidaților pe care i-am citit mai devreme, să nu facă pe nebunii la aceste alegeri. Și uite, de exemplu, pe Teodor Meleșcanu, care deja se simte un pic obosit și zice că ar lăsa mandatul după 2 ani, dacă într-adevăr în primii 2 ani al mandatului său, desigur, s-ar face niște reforme atât de epocale încât n-ar mai fi nevoie să ducă mandatul de 5 ani până la capăt. Deci el renunță după 2 ani, să știți. E de acord să mai facem o dată alegeri, pentru că la 75 de ani cât va avea atunci e cam mult. Ok. O să le atrag atenția candidaților care par să fie oameni serioși, nu așa să pretind. Lăsați-o în pace cu renumărarea votului, că se poate pierde alegerile, se pot pierde și cu 50 de voturi mai puțin. Da? Nu înseamnă că dacă te bate unul cu 50 de voturi ai fost furat.